web, cred că a pățit ceva tehnic, nu știu ce. Nu știu, dar sună rău. Nu mai merge nimic. Salutare, dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Suntem în drum spre Craiova pentru a 4-a etapă a Campionatului Național de Super Rally. Suntem alături de Sev, Alin este în spatele camerei, Defenderul este cu noi și mergem spre Craiova. Acestea fiind spuse, hai să ne vedem la Craiova. Mere duba! Ață! Hai sus! Hai că ne-am oprit, a început ploaia și la Blacky nu-i place să intre apă pe aici. Ne-am oprit să acoperim. Suntem aproape de Slatina și ne continuăm expediția înspre Craiova. Bun, și am ajuns într-un final la Craiova. În spatele camerei a revenit Patrick, Alin este aici cu mine. Bam, bam. Și acum ne căutăm unde să ne montăm. Hai să vedem unde ne montăm, că nu suntem încă siguri. Bună seara, bine v-am găsit la un nou episod din această serie. Suntem la episodul 4, o să bate MR8-ul. Bun, și suntem în zona de start festiv. Uitați câtă lume este. Ne bucurăm foarte tare că ați venit într-un număr atât de mare și hai să vedem startul festiv. Haideți cu aplauze pentru Mihai Aurel Beldie! Până la momentul actual, lupta clar a fost foarte colorată, să-i spun eu, dar în ultimele evenimente, ușor, grupa GT s-a conturat în lupta dintre noi și Europ, despre Alexandru vorbim. Sunt sigur că o să fie o luptă foarte interesantă și diferența de ritm mă face să merg din ce în ce mai tare. Cel puțin la ultimul eveniment, clar mi-am ieșit total din zona de confort. Nu știu cum am scăpat, ca o paranteză, pentru că mi-este greu să țin pasul cu ritmul lui Alex crescător. E important asta, adică după fiecare eveniment merge din ce în ce mai tare. Haideți să-l aplaudăm puternic, Rauva, pe Mihai Aurel Beldie! Vă spuneam, toate participările sale le găsiți pe Vrum Vrum Vlog. Hai, bată multă bătălia asta frumoasă de la GT. Bun, și s-a terminat startul festiv, am parcat mașina, uitați-o. Mihai s-a dus la somn, de fapt nu, s-a dus să mănânce. Am ajuns la cazare. Iată-ne cât de bine arată hotelul. Uitați-vă cum arată mâncarea. Te-ai orientat, ce e acolo? File de biban cu piure de brocoli și legume la grill. Acum mai verificăm un pic presiunea. Și ce să zic? Locul nu o să fie. Bun, și gata, ne-am adunat. Suntem pregătiți să începem treaba. De-abia aștept. Da, eu am emoții. A fost tare la masaj, ca o paranteză. Acum nu am nicio scuză. Și continuăm ziua. S-a terminat briefing-ul, suntem pregătiți de start. Alin face presiunea, n-am deloc, pentru că ne-am dat seama că la etapele trecute n-am făcut presiunea corectă. Sperăm că o să se simtă mai multă aderență. O să fie o zi grea pentru că sunt foarte multe paliere de viteză. Asta înseamnă că o să fim neapărat avantajați de configurația traseului, dar sunt sigur că o să fie distractiv. Acestea fiind spuse, încep în aproximativ 10 minute primele manșe de recunoaștere. Prima manșă de recunoaștere, suntem în grafic, mai avem câteva manșe, vedem ce iese. E conjurat, hai! Bă, trebuie să respectăm un pic. Clar. Mult curaj și spor, băieți, dacă ne vedeți. Tare. Ne pregătim de prima marșă de antrenamente. Sper să pot să înțeleg mai bine traseul. Mi-e fric un pic, pentru că sunt viteze foarte mari, dar e important să ne încălzim și să o luăm ușor, că până la urmă nu urmărim nimic astăzi. Vrem doar să aducem mașina înapoi. Suntem la prima marșă de antrenament, am emoții, dar mi-a dat un boost așa cafeaua. N-ai unde să dai viteză, e de c***, complet. Da, ai văzut ce timp ai făcut? Nu, dar nu are, e departe rău de timpul repede. Greșeli, dar rapid. Încă nu renimerez vitezele, că n-am mers pe traseu. Bun, am făcut și manșa a doua de antrenament. Teoretic eu am atins, nu-mi dau seama dacă eu am atins șicană. Și continuăm. Ce așteptări aveți? Unele foarte optimiste. Cred că a pățit ceva tehnic, nu știu ce. Acum s-a dus platforma, am încercat și eu, dar nu sunt ca o mașină. Așteptăm să vedem ce are mașina. Nu știu, dar sună rău, rău. Nu mai merge nimic. Ia vedeți câte mai pe până la ultima marșă de concurs. Ia, hai să vedem un OLX ceva. Nu intră în viteză. Nu mai intră deloc. Sună foarte urât, să știi, Daniel. Parcă simt ceva în cutie pe ciudat. Bun, deci, după cum ați văzut, la ieșirea din primul A, când i-am dat 2, ceva s-a rupt. Cel mai probabil am spart cutia. Planul acum pentru marșele de concurs, ideea e următoarea. Noi suntem la momentul actual, la etapa asta, doar 2 mașini la grupă. Asta înseamnă că lupta este între mine și Europ. Să te mai bați la locul întâi este practic imposibil, pentru că mașina nu mai merge. În schimb, dacă o să reușesc să fac o tură și să ies cu cutia șampioneze, o să-mi iau puncte pentru locul 2. De ce spun asta? Pentru că în regulament este un articol ce îți permite, dacă greșești traseul, adică dacă scurtezi traseul, e o penalizare de 5 minute. Și asta înseamnă că o să încerc să scurtez traseul, să-mi dea o penalizare de 5 minute și să luăm punctele pentru locul 2. Ăsta este planul, sper să ne și iasă. Beb, ce facem acum? Încercăm să ne târâm. Așa, ușor, încetul cu încetul. Era tare, chiar a luptă faină, dar da, universul a spus pas. Ca să fie totul complet, a început și ploaia. Greu evenimentul. Așteptăm acum o manșă de recunoaștere pentru primii 3 piloți, după care vom intra și noi în manșa de concurs. I-am zis lui Beb să meargă ușor, să terminăm și aia luăm penalizare. E locul 2 și punctăm și asta contează, că ne batem la titlu doar. Ce să mai, frate, e haosul suprem aici. Uitați-l pe Radu, ce nebun e. Felicităm pe Benea pentru ceea ce reușește să facă pe traseu. Ne bucurăm că sportivii, iată, decid pentru publicul prezent aici să facă în continuare spectacolul acela faptul că vă spuneam, în ceea ce privește timpii, această marșă nu mai are cum să fie relevantă decât pentru cei care au mers doar cu suprafață un moment dat. Din păcate, niște probleme la cutia de viteză pentru Mihai, îl determină cel mai probabil să meargă într-o singură treaptă de viteză. Cred că au reușit acolo mecanicii să introducă mașina într-o treaptă potrivită, iar acest parcurs pe care îl face Mihai cu siguranță nu este în zadar, este un parcurs care îi aduce puncte, având în vedere că a luat startul cel puțin în manșa de concurs cu numărul 2 de aici, de la Super Rally în Craiova. Trebuie însă să felicităm echipa care a muncit pentru, poate, a salva, de ce nu, un titlu de campion național, odată cu acest parcurs pe care l-am văzut și pe care îl vedem pe camerele noastre. Da, poate să-i aducă un titlu, după cum spuneam, este o bătălie foarte strânsă la GT, fără doar și poate. Alexandru Schiopesc va avea parte de întâietate, îl vedem pe Mihai luând varianta scurtă a traseului de aici, din Craiova, însă faptul că a luat startul în această manșă și că o va încheia cu un timp, indiferent că va face un tur sau 3, indiferent de penalizările pe care le va primi, e bine, asta îi va aduce un aport important până la urmă pilotului Alba Iulian. Ce-ai făcut? Intimidare directă. Am terminat. Felicitări! Bine! Știi cum s-aude? Ce? Nu s-aude de afară. Ba da. Simțeam la picioare, cum mișcă toată așa. Mi-a ieșit. Mi-a ieșit cu mână pe geam. Și începem cu categoria GT, acolo unde, pe poziția a doua, după ce, iată, reușește să fie a doua manșă. Bine! Bine! Iar câștigătorul clasei GT pe un Audi Europ este Alexandros Kopeis. Haideți cu aplauze pentru podiumul clasei GT, Alexandros Kopeis și Shimi Haybengi. La grupa GT, la etapa de la Craiova, am fost doar 2 mașini. Planul nostru era să intrăm în manșa de concurs, să ieșim și să încercăm să trecem prin sosire, ceea ce am și făcut. Am luat penalizare 5 minute și asta ne-a adus locul 2. Dar ideea principală e că nu pierdem toată munca din acest sezon, pentru că am fost la limită să ne luăm bătaie într-o situație super ciudată din cauza unei probleme tehnice. Da, se pare că am salvat situația și avem o cupiță. Iar acesta este momentul în care, după cum vedeți, Blacky a cedat complet, fiind nevoie de ajutorul urmăritorilor canalului pentru a urca pe platformă. Pe această cale, vreau să le mulțumesc. Craiova, sunteți cei mai tari! Bine! Și într-un final am ajuns acasă. O zi pe care nu știu, nici nu știu cum să o încadrez. niște sentimente super mixte toată ziua. Pe de o parte sunt mulțumit că nu am pierdut foarte multe puncte, pe de altă parte sunt dezamăgit că n-am putut să arătăm ritmul pe care sunt sigur că l-aveam pe traseul ăsta, adică eram rapizi, sunt sigur de asta. Dar acestea fiind spuse, sunt mulțumit că totuși mașina e întreagă. Băieții de la Revizie Tehnică deja mi-au spus că pregătesc piesele să o putem repara și să o readucem la viață. Țin să mulțumesc din nou tuturor partenerilor ce au făcut posibil participarea noastră la acest eveniment, începând cu Casa Pariurilor, Tomi Flex, Seveco Internațional, Revizie Tehnică și Ramada Plaza Craiova pentru acest eveniment. Bușiți cu încredere butonul de like dacă vă place acest gen de conținut și subscribe dacă sunteți pentru prima dată pe nostru canal. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, Alin este în spatele camerei, Patrick este acasă, ne ajută să edităm și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!